Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Copii! Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru, pe sus pe toate câmpurile de lupte, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și dregirea credinței noastre ortodoxe strămoșești. Ion, erou a Revoluției, cu tot neamului cel adormit, și adormiților Dumnezeu, Barbu, Dumitru, Constantin, Vasile, Ion, Constantin, Constantin, Ilie, Ion, Alexandru, Mia, Ștefan, Ion, Constantin, Constantin, Gheorghe, Alexandru, Lulă, Ștefan, Dumitru, Ion, Dumitru, Emanuel, Ion, Constantin, Gheorghe, Ion, Mari. Ion Soldat Mate, Gheorghe, Emanuel, Ion, Gheorghe, Toma, Dumitru, Gheorghe, Petre, Vasile, Constantin, Ionel, tot neamul orcela dormit, Nicolae, Caporal, Dumitru, Nicolae, Constantin, Gheorghe, Constantin, Gheorghe, Constantin, Ștefan, Ion, Dumitru, Ion, Gheorghe, Ion, Nicolae, Iacob, Vasile, Alexandru, Grigorie, Nicolae, cu tot neamul lor, Ion, Constantin, Vasile, Vasile, Constantin, Constantin, Năstase, Năstase, cu tot neamul orcela dormit și adormit, Dumnezeu, Constantin, Despoiul Pompil, Constantin Doma, Ion Constantin Aleco, Constantin Ștefan, Ion Alexandru, Mia Gheorghe, Ion Constantin, Ion Pavel, Grigorie, Dumitru Valeriu, Ion Vasile, Tudor, Sfântul Dumitru, Ion Tudor, Petru Nicolae, Vasile, cu tot neamul, Nicolae, Gheorghe, Ion, Gheorghe Constantin, Ion Dumitru, Gheorghe, Grigorie, Ion Gheorghe, Iordache, Ion Dumitru, Constantin, 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 Dumitru Pavel, Ion Constantin, cu tot neamul, cel adormit, Ion cu tot neamul, cel adormit și pentru toți care au căzut pe câmpuri de lupte, lagri și închisori pentru cei care sunt de pomeni și pentru casele sertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală o să vărși din această viață, cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca Dumnezeu bun și viitor de oameni îi iartă, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie din să nu greșească, numai de singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta e dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și odihna sufletelor adormiților, Dumnezeu, eroi ai neamului nostru, Hristos, Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeu puterea sfârșită zboare de braț înalt, cel ce prin grăita întrupare și pătimii ai bunăvoia unui născut Fiului Tău, Mântuitorul Hristos, ne-a arătat că totdeauna prin jertfă urmează biruința după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care rugăm acum cu putere de oameni pentru ca și prin puterea noastră să păzești neamul nostru călăuzind de biruința în biruință din slavă în slavă. Așa vrem de oameni rânduieși atât aleșilor tăi sufletești și lor cădință și cu patrie. S-au luptat în ghisele ucis și jertfelnic eroi.
sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor. Păzesc otarele pământului patrie și celor sânge, a dat păvlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta de leagă și iartă lor ce au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata aleșilor tăi, așa și încerc să-i numeri în oasele a sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstit de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezat cu sfinții ca acești viteși, ostași purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cuna dreptății, iar nouă celor ce datorite lor trăim acum liber, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer și de pentru slavei tale, împărăției tale, și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum, pe binecredinciosul popor român de pretutindeni care sunt de față, pe conducătorii țării noastre, pe elevii aceștia și armata țării, dăruindu-ne nouă biruința asupra celor potrivnici și bună sporire, îmbrășucare și pace. Și dă pacea ta, lor robilor tăi aceștia prezenți la această ceremonie, că Tu ești Dumnezeul nostru, mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, de Doamne, eroi ai neamului nostru căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și libertatea neamului nostru românesc, și le fălări, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și pomenirea lor, neam și neam, și le fălări, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și pomenirea lor în veci, în vecile vălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește-te noi. Amin. Dumnezeu să ierte și să-i odinească, să-i pomenească. Doamna director, vă rog. Stimați creștini, onorați invitați, dragi elevi și cadre didactice, astăzi este o zi importantă, 2 iunie 2022, o zi cu dublă semnificație, înălțarea Domnului și ziua eroilor. Așa cum eroii neamului s-au jertfit ca noi astăzi să fim liberi, tot așa și Mântuitorul Iisus Hristos s-a jertfit pentru ca noi să fim puși la loc de frunte. Cu această ocazie, elevii și preșcolarii Școlii Gimnaziale Borescu și Școala Gimnazială Miluta au pregătit un mic program artistic, ținând cont de faptul că ieri a fost Ziua Internațională a Copilului, ziua de 1 iunie. Cu această ocazie, domnul primar, împreună cu domnii consilieri locali, la propunerea cadrelor didactice, au hotărât ca pentru ziua de ieri, 1 iunie, să acorde o excursie pentru elevii claselor 5-8 și 1-4. 1-4 nu au mers pentru că trebuiau însoțiți de părinți,
Și tot cu această ocazie s-a alocat fonduri și am cumpărat de la Cucceni fiecare elev câte o mică atenție, o plăsuță cu dulciuri și suculeți care vor fi date în momentul în care o să meargă în clasă, pentru că nu putem să stăm aici cu ele în soare. Vă mulțumim, domnule primar, pentru tot sprijinul pe care ni-l acordați, domnilor consilieri, colegilor care s-au implicat, multă sănătate, dumneavoastră părinților, bunicilor, tuturor colegilor, la mulți ani copii, la mulți ani multă sănătate și tot binele din lume. Doamne ajută la toată lumea! O să dăm cuvântul și domnului primar în această zi de pomenire a înălțării Domnului Hristos și dumnealui are să vă transmită câteva gânduri de bucurie și de înălțare duhovnicească. Eu o să fiu mai scurt pentru că este și cald. Dumneavoastră ați fost la slujbă, a vorbit doamna directoare, stimate părinte paroh, stimate cadre didactice, stimați credincioși, dragi copii. Ziua de astăzi este o zi foarte importantă, este înălțarea Domnului, coincide cu ziua eroilor, fiind declarată și zi națională la nivelul întregii țări. De aceea, această zi trebuie să o pomenim continuu, să nu uităm de bravii ostași care s-au jertfit în războaiele pe care le-au purtat pe teritoriul țării noastre, în așa fel încât noi și generațiile noastre să ne bucurăm de libertate, în așa fel încât Bunul Dumnezeu să ne dea în continuare sănătate, să-i pomenim pe acești eroi. La fel zic și eu, pentru că era fost ziua internațională a copilului, vreau să le doresc și eu tuturor copiilor din comuna Borăscu și tuturor copiilor din țara noastră multă sănătate, împliniri, părinților la fel, sănătate să poate să-i crească, cadrelor să-i educe, să-i învețe, în așa fel încât generațiile care vin să ne înlocuiască pe noi, pentru că pământul nu se sfârșește niciodată, iar generațiile sunt trecătoare. Și noi trebuie să avem urmașii, așa cum se spune la istorie, urmașii trebuie să continue ceea ce au început înaintașii noștri. Vă doresc multă sănătate în continuare și la mulți ani!
tot, por moarte strigă tot. Începem cu două, trei poezii. Luciana, România, țara dintre mâini și voi, unde cântă vara, fete și flăcăi. Este România și o iubesc de sus, căci aici e mama, soarele e sus. Bravo, Luciana, bravo! Bravo. Trei culori ca trei petale, le alături și în fac steag, roșu, galben și albastru, tricolorul țării drag. David, bravo! Pentru patria stă bună. Trei culori ca trei petale, în alături în vastea, roșu, galben și albastru, tricolorul nostru țăridac. Bravo! Crăciun. Eroi a fost, eroi sunt încă și orfii, neamul românesc, ca și rupt sunt ca din tare stâncă, românii o și unde crezi. Evița noastră, favorită de doi bărbați cu brațe tari și cu voița oțelită, cu minți deștepte inimari. Și unui Decebal cel harnic, iar celălalt Traian cel drept, ei pentru vatra lor, armarnic, au dat cu atât dușman piept. Bravo! Eroi a fost, eroi sunt stâncă și orfii neamul rămâneți, căci rup sunt ca din tare stâncă, românii ori și unde crezi. Alexandra, lasă-o. Evița noastră. Evița noastră fărâită. Uite așa. La cine filmează? Evița noastră fărâită de doi bărbați cu brațe tari și cu voința oselită, cu minți deștepte inima minimale. Și unul de ce bați de drept, iar... cel harnic, chiar celălalt Traian, cel drept. Ei, pentru vatra lor, amarnic, au dat cu atât dușmani în piept. Bravo, Alexandra! Bravo, Alexandra! Cu minți deștepte inimari. Și unui Decebal cel drept, cel harnic, iar celălalt Traian cel drept, pentru vatra lor, amarnic, au dat cu atâția dușman piept. Bravo! Îți doresc eu ție, Luce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nevoase, alma de țării, la trecutul ții mare, mare viitor. Bravo! 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 Cântă cu curbată lumina, de răsună Bucovina! Cântă cu curbă pe vina, de răsună cu curbă pe vina.
suntem Deborah Mari. Hai să întindem Deborah Mari, să întindem Deborah Mari. Înțelegem că știm mai mult, că au toată urăvoința, dar... Lidia! Să nu... Lasa patra, hai! Mai în față, mai în față! Doamna Viorica, veniți în coace, veniți în coace! Ioane, lasă-i să-și termină! Hai! Să-și supără cadrele! Bine! Da, dar trebuia să... Așa, în față, în față! Trebuia să-i ducem la umbră, să te apucăm de seară! Așa, în față, hai! Tare, mami. Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputință să le răsplătești. Eroi sunt cei care și-au păstrat raționamentul și umanitatea intacte în fața suferințelor groaznice. Eroi cunoscuți sau anonimi, unii știuți doar de Dumnezeu, merită pe veci cinstirea noastră, spunea marele Nicolae Iorga. Sărbătoarea națională a poporului român, Ziua Eroilor, este marcată în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Nu ne rămâne doar să mulțumim celor care s-au sacrificat să păstreze granițele României așa cum sunt astăzi, să păstreze limba română, credința poporului. Bravo! Bravo. Mai în față, Clau! Hai, hai în față, că ești frumoasă! Avem o țară, un alt stăpânit odată, vitezii dat barbani muritori. Și unde stau de-a veacul la olartă, izvoare, voi cu munți, cu fruntea în zări. Avem troițe sfinte, altare și icoane și candele arcu mii de bâlcuiri. Avem atâtea lacrimi și frigoane că ne vin pe mult mai despre toți eroii țării ce luptară vitejește ca să învață zorii cum crește soarele neatârnării. Bravo, Daniel! Țara noastră românească are mulți și râuri multe, codriștiu să povestească, vitejia strămoșească, vin copiii să o asculte. Bravo! Codule, îți spun bravo, copii, Daniel. Pe viteji știm noi bine, ei sunt faima României, a tării și a mândrii. Eroii n-au mai apucat să plângă, s-au închinat cu mâna stângă, în dreapta țineau dragostea de țară, au apucat să închine și să moară. Bravo! Bravo. 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 Au murmurat
cuvântul către Sfinț, simțind că nu era rană să te doară mai tare decât dragostea de țară. Bravo! Bravo. Nu pot fi uitați, nu pot fi nici când uitați acei părinți, feciori și frați. Bravo. Nu pot fi nici când uitate faptele adevărate. Bravo! Bravo. Peste țara sfântă, norii pune că pământul, ne ridicăm ca o stâncă, asta ne e jurământ. Alexandra. Ne mândrim? Alexandru. Cu acest popor de necinstit, vom apăra țara străbună și toate câte am moștenit. Daniel. De la Dacia am învățat, fără teamă drept să stăm, nu ne-am dat, nu ne-am lăsat, mândri neamul ne-l păstrăm. Bravo! Tortul nostru strămoșesc cu opici și țar cămașă, graiul sfânt vechi românesc, mi-l dă mama noastră în fașă. Bravo! Bravo, Cristina! Mai bine să nu uităm, un semn de dragoste să așteptăm. Eroii nu mai au nevoie, eroii nu mai au pe noi. Ridicați pe piramida, nemurii din faima lor, scrieți în cărțile de aur cântecul nemuritor. Bravo! Mi se pare că trecu prea repede. Sper că îmi deschid să răzăle Măi române, măi române, foaie verde, foi de cimbru, măi române, măi, foaie verde, foi de cimbru, măi române, să fii mândru, măi române, româna. Poartă-ți bucuria sân, măi române, măi, poartă-ți bucuria sân, fi mândru că ești român, măi, române, românaș. Măi române, cât trăiești, măi române, măi, măi române, cât trăiești, pământul să te cinstești, măi, române, românaș. Că s-au risipit sub lie, măi române, măi, sufrie, toți străbunii în vecie, măi, române, românași. C-au luptat prin foc și pară, măi, române, măi, c-au luptat prin foc și pară, să avem azi frumoasa țară, măi, române, românași. Măi, române, măi, române, ce-ai fost ieri să fii și mâine, măi, române, românași. Bravo! Bravo! Inima de român. Mulțumim, mă! Român adevărat! Așa se ridică. Trios mici. Dați un pic, avem și negativ. Hai, mai avem. Care un cântec, ce? Cei mici să-i lăsăm să se retragă. Cei mici, copiii, copiii, toți. Treceți aici, să vă. Mulțumim celor mici. La mulți ani să le dea Dumnezeu. Treceți așa, dați-vă mai încoace. Haideți, ai mici, ai mici. Luați-vă o prăjiturică. Care nu arăți? Dați-vă mai încoace. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este gria, pătreașii izvorul, până și vioara, eroi ce șapte sunt noi. Prăștia fi lume, ale neamuri bune, ori prin țări străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă-i este gria, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroce șapă somnul. Pe ulițe el bate, doar într-un las mai bate. Biserica bătrână, din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă-i este gria, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce șapă somnul. Pământ din lumea largă, ca cămița la dragă.
roagă, veniți, nu lăsați vadă, străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este cria, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi de șansă somnul. La mulți ani, imediat, așa, imediat. E o bucurie mare, vă mulțumim doamnelor cadre Dicea, doamnă directoare, domnului primar, pentru implicare, doamna directoare, cadrului Dacia, domnilor învățătoare, pentru susținerea deosebită în această zi frumoasă a zii eroilor. Iată că înălțarea Domnului aduce bucurie și căldură în sufletele și inimile noastre și ziua eroilor va rămâne totdeauna o bucurie pe de la mic la mare, de la cel mic până la cel mare. Iată că această cântece, aceste bucurii de, prin cântece patriotice, prin poeziile noastre, să le transmitem generațiilor noastre ca să putem să facem o generație frumoasă de români, pentru că să ne mândrim că suntem români, să ne iubim țara așa cum trebuie, credința, tradițiile noastre și obiceiurile noastre, să păstrăm această tradiție. Felicitări doamnelor profesoare, doamnelor învățătoare, doamnelor educatoare, pentru multa implicare, pentru timpul și acordarea deosebită asupra tinerilor. Iată că și de aceea și noi suntem încadrați într-un proiect Lumină din Lumină, proiect al Patriarhiei Române prin Mitropolia Olteniei, și eu la biserică o să încep să fac activități cu tinerii, în primul rând cei de clasa a 5-a și a 8-a. O să vorbesc cu doamna profesoară Bușe ca să îi aducem la biserică și după slujbă, începând cu ora 11, o jumătate de oră, să putem de acum înainte, cel puțin o dată la două săptămâni, să facem cu ei activități frumoase, activități deosebite pentru credința și dezvoltarea acestora, pentru că aceasta este nevoie și are nevoie, avem și noi și localitatea noastră. Ne bucurăm pentru această sfântă zi, vă urez la mulți ani, domnilor primar, doamna directoare, cadrelor didactice, enoriașilor noștri, multe bucurii și Dumnezeu să vă ajute. Hristos a înălțat! Acum copiii, treceți și luați câte o să nu treceți, luați câte. Acum fiecare dintre voi o să mergeți la fiecare la voi în clasă ca să vă primiți cadourile pentru data de ieri, 1 iunie. Domn primar, s-a prezut. Domnul primar, Care facem această frumoasă sărbătoare.